Bine ați venit la ediția cu numărul 24 al Sibiu Web Meetup. Văd fețe noi pe aici, mă bucur să văd fețe noi. Eu sunt Ștefan, organizatorul și hostul Sibiu Web Meetup. Recurența este lunară, deci dacă vreți să mai veniți în fiecare lună. Locația e discutabilă, în funcție de cum găsesc spațiu. Acum am avut noroc și am găsit aici. De obicei am mai făcut și pe la EduHub, am mai făcut și prin A26, deci depinde. Le facem și online. Ediția de astăzi e live streamed pe YouTube. Dacă vreți, uitați canalul de YouTube, puteți da like. Acolo sunt toate edițiile puse, în principiu, deci găsiți fără nicio problemă. Avem call for speakers deschis. Dacă vreți să susțineți o prezentare sau știți pe cineva care vrea să susțină o prezentare, o invit cu mare drag. În seara asta îl avem pe Ben Bruda, care ne va povesti despre Pragmatic Refactoring. Și cam atât, am să predau cuvântul. Vă salut și eu, bine ați venit. Puțină prezentare, eu sunt Ben Bruda. Nu am făcut facultate de info și nici automatică sau calculatoare, am făcut altceva într-un domeniu ușor tangent și m-am reprofilat singur. Am început să lucrez acum 7 ani. Am lucrat în Cehia, Germania, Anglia și acum lucrez tot pentru o firmă din Germania sau din Anglia și din ianuarie m-am mutat înapoi în România, în Sibiu, și îmi place Sibiu. Puțin background pentru prezentarea mea. În ăștia 7 ani, de 4 sau 5 ori, am fost pus într-o situație foarte ciudată în care am ajuns pe un proiect sau mi-a fost dat un proiect la firmă și mi-a fost alocat mie, în care mi s-a spus, știi, nu știm cum arată codul, programatorii dinainte au fost ei buni programatori, așa, dar e primul proiect al lor în Angular sau primul proiect al lor în framework-ul respectiv. Deci efectiv au început acolo sau efectiv au învățat programare. Erau ceva tehnic, business analyst sau ceva într-un domeniu și au învățat programare pe proiectul respectiv. De 5 ori am auzit lucrul ăsta, de 4 ori, 4 jumate să zicem, pe proiecte lungi, 8 luni de zile. Ce înseamnă de regulă chestia asta când aud că au învățat singur? Nu e un lucru rău să înveți și să începi așa. Problema era că de fiecare dată nu întrebau pe nimeni. Începeau, învățau, se uitau poate la un tutorial prima săptămână și își dădeau drumul. Scriau, se gândeau, măi, cum se face chestia asta? Se gândeau, le veneau o idee. De regulă oameni, cum să zic, buni așa, cu o structură logică, gândeau bine. Dar ce crezi că se întâmplă în situații de astea? Ajung să, ce să facă? Să reinventeze roata. Sunt lucruri care sunt rezolvate, sunt lucruri care sunt gândite, sunt lucruri care sunt best practices pentru chestiile alea și ajungeau să le reinventeze și creau o structură a lor proprie pe care ei o înțelegeau și nimeni altcineva. De regulă proiectele astea nu se terminau bine, pleca developerul, pleca și project managerul care l-a angajat sau toată echipa, nu mai vreau să aibă de a face cu firma sau... Uneori era așa situația că nu era politica firmei, că nu aveam legătură să întreb pe developerul dinainte, nici măcar 20 de minute handover, să-mi zică, uite, asta am gândit, de asta am făcut chestia asta. Deci efectiv am fost lăsat într-o junglă. Descris aici situația în engleză, slide-ul, sper că e ok. Pentru cei mai la început, așa, în programare, acum poate știți, poate nu, în programare lucrurile se pot face în multe feluri. 10 moduri în care a face lucrurile. Unele arată frumos, altele doar funcționează. Și situația de aici, în care proiectele pe care le aveam, doar funcționa, dar nu arăta absolut deloc frumos. Nu puteai să citești, nu puteai să înțelegi ce e acolo. Ce am scris aici? Deci codul era dezastru. În majoritatea cazurilor. De-am zis 4 jumate, unul dintre ele codul era ok, era decent, dar tot nu-l folosit best practices, tot nu Ori început cumva, chiar oamenii erau buni, ăsta e al cincilea, cel mai bun caz. Oamenii erau dezvoltatori destul de buni, dar prima oară când au văzut React-ul, hai să-i dăm drumul, o săptămână s-au uitat la React, ori început, ori lucrat, nu s-au mai gândit niciodată. Acum, ziceam că nu e asta o problemă, poți să începi și de unul singur să pornești un proiect într-un limbaj nou, mai ales dacă ai aflat, ți-ai făcut un pic de research și știi că e bun, s-ar potrivi pentru proiectul tău limbajul nou, pe care firma la care lucrezi nu îl folosește încă. Dar găsește pe cineva să te îndrume. După ce ai mers o lună, două, trei, ți-ai făcut așa o idee și crezi că știi, ai prins un pic de curaj, du-te la un meetup. Asta aici am făcut noi prima oară în React, eram 2016, React-ul era relativ la început, e din 2013 React-ul, dar nu era adoptat. Ne-am dus la meetup de React și l-am găsit pe un tip care chiar a prezentat acolo. Și ne-am dus la el, boss, vrei să vii o zi, două, trei, să ne vezi codul, să vezi ce facem, că noi credem că suntem buni, dar am vrea să vedem o a doua opinie. Și-a venit și nici nu ne-a cerut bani, așa, doar să vă zic pentru cei care sunteți la început și juniori și poate am fi avut să-l plătăm, dar au fost, ok, rămâne între noi, de data viitoare mă ajutați voi sau ceva de genul ăsta. Deci caută un mentor. Când începi ceva nou, du-te o lună, două, nu poți să cauți a doua zi, m-am blocat, cauți un mentor, ajută-mă și ești blocat. Nu merge așa. Deci trebuie să pui un pic de os, mergi o lună, două, trei sau depui un anumit efort și după cauți un mentor. Și de multe ori va fi pe gratis și calitate bună a sfaturilor pe care le primești. Și bineînțeles, când am cerut noi după două luni și la noi era la fel de varză și ideile ce ne-am imaginat noi și cum am crezut noi că se lucrează cu React nu era deloc pe acolo, deși citisem de 10 ori pe blog, nu fă asta, dar efectiv în cod nu știam cum. Don't mutate the state, nu schimba state-ul. Bineînțeles că am făcut și noi greșelile alea, dar am avut un mentor, s-a uitat odată, după două luni, s-a mai uitat după 6 luni, important e după 6 luni să nu fie exact același feedback ca după 2 luni. Și așa poți începe și poți să ajungi să ai un cod cât de cât de calitate. Situația asta nu a fost deloc ce s-a întâmplat în firmele astea, de regulă foarte ocupați, dă-i acolo, scrie, veneau requirements-uri de la client sau de la șef, bagă, scrie, nici un pic de timp să te gândești ce se întâmplă și urmează așa ani de zile. Poate uneori nu a fost o săptămână, două, trei să stai să te gândești. Facem bine, mergem într-o direcție. Și proiectul crește, e ca o sufragerie care e dezastru pe acolo, nu mai găsești lucruri, vrei să cauți ceva, nu mai găsești, codul e dezastru, e o mizerie, totul e dezorganizat. Și vii câte un feature, primești câte un lucru să-l rezolvi. Și în loc să-ți ia cât îți lua înainte, o zi, două, trei, acum îți ia o săptămână și următoarea săptămână repar ce ai făcut. Ai rezolvat ceva, se strică în altă parte. Rezolvi aici, se strică dincolo. Și tot așa mai departe. Acum, pentru cei care sunteți noi, nu vreau să vă speriu, sau nu știu să vă speriu, lucrurile astea se întâmplă destul de des. Deci nu se întâmplă doar aici. Deci, când am văzut așa un dezastru, prima reacție a mea a fost: băi, ăștia numai românisme, numai la noi la român se face așa ceva. Și am zis și așa m-am simțit de bine după ce am zis și după vreo 2-3 secunde îmi dau seama, bă, dar eu nu lucrez în România și n-am nici colegi români. Dar e fain să zici așa, știi, zici, bă, ca la noi la nimeni, deci ca în România, românisme, ce să mai zici, ca la noi la nimeni. Și după am dat seama, dar noi nu suntem în România, deci nu am inventat noi chestia asta. Mizeria asta în cod sau dezordinea în cod se numește technical debt, datorie tehnică. În sensul că te miști repede, faci mizerie acolo, dar rămâi cu o datorie, adică treci cumva la un moment, repari ca la o datorie la bancă, crește dobânda, adică dobânda însemnând munca pe care trebuie să o depui, să repari ce e acolo, e mult mai multă decât ai fi făcut cum trebuie de la început sau dacă ai fi reparat dacă ai fi făcut cum trebuie. Cargo cult developers, asta e exact ceea ce descriam, ei și-au făcut varianta lor, și-au făcut cargo cult, vine de la niște, nu știu, știe cineva ce înseamnă cargo cult? Sună cunoscut? Fost niște religii ce au apărut prin Oceanul Pacific, oamenii au venit cu niște avioane americanii și le-au adus niște secolul 21, practic. Oameni ce trăiau în epoca de piatră le-au adus secolul 21. Știa când au văzut, li s-au părut, bă, cred că știu cum se fac chestia. Au început să-și facă și ei telefoane din paie, se făceau că vorbeau pe acolo la telefoane și făceau avioane din paie. Arată foarte fain, să vă uitați pe avioane din paie. Și au zis, bă, dacă mai noi ne facem... Americanii au plecat între timp, dar ăștia își făceau avioane din paie jos și ziceau, bă, dacă noi seamănă cu alea, poate o să reușim să primim și... Mai vin alte avioane ca păsările, știi, când zboară o pasăre de un fel, vin și celălalt de lângă, ce poate reușim ceva cu avioanele astea din paie, să mai vină avioanele ele adevărate și să ne mai aducă conserve, cărnuri, trepuri din secolul 21. Și vorbeau la telefon ani de zile, zeci de ani, nu știau de ce. Erau unii ce imitau pe soldații din al doilea război mondial cu niște beți așa de lemn și au făcut ca niște puști, mergeau pe acolo, imitau, sperau să mai vină soldații. Deci ei credeau că fac the real thing, să zicem. Aveau religia lor, dădeau înainte, noi cu religia noastră, doar aici, izolați de lumea de afară. Cam așa se întâmpla în proiectele respective. UI in a foreign language. Pe lângă toate chestiile astea, imaginați-vă, aplicația era în altă limbă, cehă, de exemplu. Pe lângă că nu te ajută codul, te-ai uitat, las că mă uit să văd ce se întâmplă la aplicație, dar nu-mi dădeam seama ce e acolo, îi șofer, ce e acolo, ce e manager, project manager, nu te ajuta deloc. Acum sunt multe aplicații care au varianta și într-o limbă străină și în engleză, dar nu era cazul, ci era doar în limbă străină. Variabile de 3 litere, dar nu scrieți din astea, și care nu vă învățați, X, A, B, G, I, scrieți variabila lungă, scrieți că nu plătiți pentru literele alea. Nu plătiți, nu vă taxează nimeni pentru fiecare literă pe care o scrie. Scrieți varianta. Scrie, aici este manager cu atribuțiile X și cu rolul Y. Acum nu scrieți lucruri în plus, scrieți acolo să se înțeleagă. Când citeți, să se poată citi. Asta, aici este managerul, plus primește task-ul respectiv, care se numește tic-tic-tic. Deci nu X, Y, Z, A, B, C, I, X, A, și repet încă peste două. Acum, ei aveau de 3 litere, au de exemplu prescurtări, cum e la noi, TVA. Bun, dar dacă e în altă limbă, pe cehă sau pe germană, pe engleză parcă m-aș prinde, e VAT, sau alte chestii, jargon tehnic. Deci, efectiv, mă uitam la cod și nu puteți să-ți dai seama ce e acolo, ce e în codul respectiv. Documentație, normal se face o documentație. Dar vă dați seama, dacă codul arăta așa, nicio documentație, nicio șansă să fie vreo documentație. Cam asta a fost situația. Să zicem că v-ați afla în situația asta. Ce faci? Te lași de programare, te duci înapoi în domeniul de unde ai venit, dai demisia sau tragi aer adânc în piept și te pregătești. Bun. Opțiunile noastre, keep on going. Zice la manager, hai că reușim cumva, boss. O peticim, unde ori încăput 100 de petece, mai punem un petic. Reușim. Managerii, da, boss, așa facem, dă înainte, super, ești cel mai tare, te bucuri, te duci și vezi că faci exact ce făceau și cei dinainte. Pui un petec aici, pușcă dincolo, pui un petec dincolo, pușcă aici. Programatorii se duc acum la manager, zic, nu se mai poate, trebuie să facem ceva. Ăștia zic, nu avem bani, nu e unde să, ce să facem, nu avem bani de altceva, dă-i înainte. Developerii încep să-și dea demisia la un punct, zic, asta este, ca la noi, la nimeni, cum am mai zis, nu știu, vă las, România voastră sau unde sunt, Germania voastră, eu mă duc în altă parte. Bun, își dau seama că nu se mai poate și vin developer și zic ce putem să facem. Refactoring. Adică ce înseamnă refactoring? Scriem codul ăsta mai frumos decât a fost scris până acum. Îl refacem. Problema e că în situații de genul ăsta, așa de dezastroase, de multe ori se poate să faci refactoring. Costă. În primul rând costă refactoring-ul. Înseamnă 2-3 săptămâni în care tu trebuie să primești salariul și șeful tău trebuie să primească de la client. Trebuie să primească bani și ei nu văd niciun rezultat. Nu apare niciun buton în plus, nu apare absolut nimica, dar banii trebuie să meargă și tu doar ce faci? Rescrii ce host. Și am încercat și chestii de genul ăsta, doar că așa cum scrie aici, dacă arhitectura e greșită, dacă e ca și când încerci să petecești o casă care fundația are apă. Te apuci și faci un glet nou, dar fundația trage apă de jos, începe să se strice iarăși sau începe să se miște, se crapă. Ai făcut, ai tras un perete bun, dar fundația e greșită, arhitectura în cazul nostru. Am scris aici, e dead end, e o fundătură. Deci de multe ori ajungi într-un stadiu în care nu se mai poate, reface nimic, nu mai poți să salvezi nimic. Am încercat chestia asta, am făcut un refactoring de o lună, le-am luat la clienți o grămadă de bani și tot la fel mergea. Mai dădeam un buton, puneam un buton, se strica dincolo. Spui, de ce v-am dat o lună? De ce v-am plătit o lună? Că am făcut refactoring, uite acolo e în cod refactoring, arată un pic mai bine colțul ăsta. Dar tot nu s-o schimba nimic funcțional. La nivel de aplicație tot, cum să zic, era un petec nou, brânză bună în burduf de câine, ceva de genul ăsta. Deci nu... Când probleme structurale și mari, degeaba vopsești, degeaba tragi o vopsea peste rugină. Problemele erau mult mai adânci, să le poți reface într-o lună. Și pentru luna aia sau două luni în care ei banii au trebuit să vină, dar rezultatul a fost nimic și pentru aia a fost mare scandal. Și înainte, abia ne-am chinuit să obținem, după, iarăși, nu se întâmpla nimic. Acum, în multe cazuri, situația asta va fi viabilă, va trebui să faci refactoring și să lucrezi. Și există situații în care nu e chiar așa de dezastros. Pui o lună și vezi rezultate. Situația noastră am testat și de mai multe ori. Deci era efectiv dezastru. Și ultima variantă, ce facem când ai tot mâzgălit pe o foaie, ai tot scris, tot ai mâzgălit, ce facem? Rup foaia și de la capăt. Cine crede că asta e soluția cea bună? E ultima soluție, Ștefan, cum vă numiți? Cosmin? Andrei. Ce părere aveți? Care dintre soluții ați merge? Refactoring. Scriem de la început. Că developerii înainte nu știu absolut nimic. Refactoring, rewrite from scratch. Developerii, programatorii sar de bucurie. Refactoring, din nou o să scriem de la zero, așa cum știm noi. Managerii cam stresați, dar ce să facă? Să mai încerce ce au încercat înainte, n-au ce să facă. Asta este. 8 luni de zile, nu, îi spunem clientului 4 luni de zile pauză, ne plătești, că trebuie să dăm, sau managerii se gândesc, ok, avem ceva bani în firmă, vă plătesc eu salariul, nu luăm de la client. Și asta este, strângem din dinți, 4 luni de zile, de la început. Problema este că 4 luni, în realitate, în estimări de programatori, înseamnă 8 luni. Așa se întâmplă. Se zice 6, nu chiar. Zicem 6. Scurtă statistică. Scurtă statistică. 80% din proiectele din IT sunt over budget, trec peste budget. 80%. Chiar asta nu sunt în dacă s-ar întâmpla, în construcții nu există, eu înainte am lucrat în alt domeniu legat de construcții, nu există asta, 20% și la 20% te-ai dus un pic peste, deja tăiem din salarii, 80% în programare, în construcții se mai întâmplă, dar în proiecte cu statul și ălea cu statul abia încet ajung să le depășească pe cele din programare, asta se întâmplă în industrie, deci programatorii ori nu știu să estimeze, ori nu se poate estima, ori nu se poate estima ceea ce facem noi ca programatori. S-a schimbat puțin mentalitatea. Aici am văzut o mai spune cineva bătrân care a făcut în 96. Spuneți. În primul rând, eu când am făcut facultatea, primul lucru care îmi făceai, am făcut în Regensburg, în Germania, se spunea Zol ist Zustand, adică vin la o firmă, văd ce este și văd unde mă duc. Văd ce este, dacă n-am o schemă logică la tot ce e acolo, nici nu mai stau discuții cu ăla. N-am de ce să mai iau, pentru că nu voi înțelege niciodată ce a făcut cel dinaintea mea. Ăla are avea neuica. Corect. Da, îmi trebuie o schemă logică. Nu are, iau și scriu totul de la început. Doi la mână. Dacă eu fac consultanță cu cineva, deci trebuie să-i fac consultanță voi, ca programatori, când vă duceți la o firmă, trebuie să-i spui la tată, nu lucra în Python, lucrează în C++, plăcere, eu stăpânesc ce v-a spus mai înainte. Eu nu aș apuca și nu aș apuca ca programator să încep cu un limbaj nou la orice fel. O să încep cu un limbaj nou când scriu eu și fac eu cine știe ce mici aplicații pe GitHub. Dar pentru o firmă nu, niciodată. Da. Și următorul pas este să faci aprecierea asta înainte să plătești pe proiect. La ora actuală nu se plătește pe proiect, se plătește pe oră. Eu am avut discuții cu foarte mulți programatori, eu nu sunt unul, dar sunt cel care dau planul, știi? Și am spus, cum am înțeles că ai lucrat 3 ore la proiectul ăsta? Când ai scris o linie de cod, a trebuit să mă documentez. De ce? Trebuia să știi. Deci există meseria mea. Eu am făcut informatică pe partea de hardware, adică sunt hardist, nu sunt softist. Există să iau acum și să învăț cum se învăță roata, exact ce spune înainte. Eu trebuie să știu cum se învăță roata. Am avut softiști sub comandă și exact asta era. Se puneau și scriau cod. Stai, mașină, opa. Mai venea una de la departament, de la un alt departament, fă și mie un buton acolo. Gata, repede, făcea butonul. Am un soft care trebuie să are cumva ajutare consistent. E făcut la un buton, că ea leneșă și nu știe cum să facă o întrebare în baza de date. Da? Și dă click pe buton și pac, îi dă rezultatul. Înțelegi? Toate astea sunt erori care se fac. Asta nu trebuie să le faceți voi din click. Adică plecați de la ideea, eu le spun la foarte mulți, tineri din ziua de azi devin contra voastră, îmi place de voi să te sine, dar uitați să înveți ADC-ul. Sar direct la, știi, facem tot felul de chestii, dar nu mai știm baza. Aici am mai un aspect, dacă pot să fac o paranteză, referitor la care s-a spus mai devreme cu butonul. De multe ori se întâmplă, când se dezvoltă un soft, ca userul final să fie eliminat din procesul de dezvoltare, din procesul de research, să zic așa. Și cumva se ajunge la situații de genul ăsta. O să vi se ceară în viața de inclusiv foarte, foarte mult. În primul rând, o să vină tot felul de incompetenți, 4 ani, vă fă aia, de ce? Că așa vreau eu, așa vreau niște mei. Eu te plătesc, fă. Ăla n-are nici cea mai vagă idee de ce trebuie să scrii tu acolo sau ce înseamnă cod. Ca țăranul, eu te plătesc, cum faci. Nu e așa. Până la urmă, respingi un proiect când ai de un om de ăsta care nu are idee. Voi trebuie să vorbiți cu partea tehnică, un contabil, un inginer, în funcție de ce soft sau ce faci. Da? Eu am văzut programatori care au lucrat pentru ING cu picioarele. Da? Și vine ING pe niște servere și spune un server în cod, pentru că a scris un cod întrebai de capul lui. Eu am început să fac IT când nu exista web. Adică un site, dacă avea mai mult de câteva kilo, se ducea dracu. Deci am făcut de ori de 14,4 kilo. Și trebuia să optimizezi un site până la ultima centimă. Ca să poți să le expui. Asta s-a uitat. Acum sunt resurse hard, 128 de core, 1 tera de memorie, nu vom eu, SSD-uri, totul... Dar SQL-ul e bătrân cât mine. Adică el cu același lucru, la fel de prosulcată ca și înainte. Da. N-ai să faci din el nimic. Da. Sunt mulți care au uitat de ce. Ce cu spus, toată lumea vrea tot ce e nou acum. Python. Programat. Java. Dar sunt programat ușoare. Dar cine știe să programeze în ce și ce plus plus, le va stăpâni și pe celălalt. Acum chiar trebuie să definești toate constantele, toate... Să știi ce înseamnă. Ce face când o pui în joc. Da. Punem să vedem după aia. Bun. Deci, cum vă numiți? Gabriel. Gabriel a refuzat proiectul. O soluție validă. Mulți au făcut lucrul ăsta și foarte bine. Pentru ei, ce să zic, și-au ales unde să lucreze. În cazul meu nu mi-a dat demisia niciunul dintre cele patru cazuri și a mers înainte. Și primul lucru m-am gândit, am făcut și rewrite from scratch. M-am apucat să scriu în paralel și m-am apucat să rescriu aplicația, cum ai spus. Ne apucăm, rescriem, totul nou. Asta a fost în versiunea veche de Angular, acum versiunea nouă de Angular sau versiunea veche de React, îl trecem în situația nouă. Doar că odată am făcut lucrul ăsta, a doua oară eram aproape să fac, sau a treia oară eram aproape să fac lucrul ăsta și am găsit câteva articole. Și titlul articolului se numea Things You Should Never Do, lucruri pe care nu ar trebui să le faci niciodată în programare. Articol vechi din 2000. Unii dintre voi nu erați născuți prin 2000. Zic, mă, dacă un articol din 2000 e citat încă astăzi, într-o industrie care e așa de rapid se schimbă, poate îs câteva chestii de bază, fundamentale, niște chestii care rămân peste generații. Things You Should Never Do, de Joel Spolsky. Și prezintă situația în Netscape, Borland și Windows aproape făcut chestia asta. Astea se întâmplau în 90, 1, 2, 3, 5, 6, până în 2000, când 2000 era articolul scris. Și zice exact asta, rewrite from scratch, pentru un proiect mare, nu discutăm proiecte de 3-4 luni. Proiecte de 3-4 luni le rescrii, proiecte pe care știi tot ce s-a întâmplat acolo. Dacă există o fișă și știi, atunci te apuci și îl rescrii, și mai ales dacă fost într-o tehnologie nouă și în tehnologia veche ești foarte rapid, îl scrii, te apuci și îl rescrii. Dar pentru proiecte mari, aici vorbim de Netscape, știe cineva, sună cunoscut Netscape? 1, 2, din spate. Ei au reinventat JavaScript-ul. Netscape, și erau Google Chrome-ul pe vremuri. Google Chrome-ul și-a fost mare. Și după au făcut o singură greșeală. Alt articol se numea The Single Biggest Mistake. O singură greșeală majoră care i-au pus în cap. O firmă mare. Deci o firmă, poate cum era Microsoft-ul, nu era poate așa mare ca venitul, dar ca și cât erau de cunoscuți. Asta e o greșeală pe care i-au pus în cap. Și asta și m-am gândit, cum o greșeală? După aflu și Borland. Pascal, ei au avut alt limbaj de programare. Deci cei care au inventat Pascal-ul, eu am făcut în liceu Pascal, JavaScript-ul și Windows-ul aproape au făcut greșeala asta, au început să rescrie de la capăt un proiect și s-au oprit și nu a fost o greșeală să-i pună în cap, ci doar ori pierd o grămadă de bani, asta este, ori tăiat ideea din fașă, să zicem. De ce nu ar trebui să rescrii? Deci e o aplicație veche care e o cutie neagră, își face treaba, lucrează și tu te-a pus să scrii alta nouă. Două puncte principale de acolo. Codul vechi, așa urât cum îi, funcționează. The old code actually runs. O funcționat și o funcționat poate la Netscape ani de zile. Și cum a spus domnul, a apărut o chestie, un butonaș. Bine, asta era necesar să mai pun, ori mai pus un buton, ori mai rezolvat câte ceva, ori mai făcut și arăta așa destul de urât codul, dar funcționează. Și chestiile alea urâte, urățenile alea sunt de fapt edge case-uri sau bug fix-uri, niște chestii care le-au dat de bătaie de cap, s-au gândit, deci niște probleme reale pe care ei ar trebui să le rezolve. Acum nu ne referim în cazul lor că au rezolvat și au făcut alte lucruri ce nu erau necesare, ci erau chestii reale de care ei s-au lovit. O grămadă de timp au trecut prin codul respectiv și s-au adăugat. Ce se întâmplă? De-a pus sau situația lor, s-au apucat să rescrie și toate chestiile alea, pentru că nu erau documentate, nu știau de ele. S-au apucat, uite aici, aplicația mea, bum. Aplicația veche știa că într-un caz, nu foarte des, unul din 10, când apeși pe butonul ăla, se întâmplă ceva nasol și dă o aplicație nouă, nu știa. N-ai știut să găsești ce e acolo, deci nu te-ai uitat efectiv. Ți s-a părut, arată la fel, dar înăuntru funcționa puțin diferit. Și chestii de genul ăsta nu ai știut să le implementezi și pentru ei a fost un eșec total. Ani de zile sau nu știu cât o dura proiectul, 1 an sau 2 ani, ei nu au putut să livreze niciun feature nou. Era o aplicație veche, nu au putut să livreze. Au venit altele firme din spate și i-au luat și așa au căzut Netscape. Aceeași situație o descrie Uncle Bob, Clean Code. Ați auzit de Clean Code careva? Clean Code, perfect. Uncle Bob e standard pentru asta și exact în episodul 1 descrie o situație de genul ăsta și el numește The Big Green Redesign in the Sky, deci marele dorit redesign. La minutul găsiți în primul, exact în primul episod, și el descrie o situație de genul ăsta. Problema e că ai două aplicații, cea veche pe care funcționează cât de cât și cea nouă. Tu împarți echipele în două echipe, să zicem, ai acum 20 de programatori, 10 rămân pe aplicația veche, că trebuie să mai faci câte un feature aici, și 10 se apucă să o scrie pe astea nouă. Aplicația veche, vine clientul și zice, uite, vezi când cade, când mai modifică ceva. Aplicația veche, tu tocmai ai terminat feature-ul 1 de codat, ops, feature-ul 1 s-a schimbat. Te bulci, te nervezi, iar îl scrii, iar îl modifici, iar mai adaugi câte ceva, ops, feature-ul 2 s-a schimbat. Păi tocmai ce l-am terminat de refactoring, de făcut refactoring, tocmai ce am reușit să le adaug în aplicația nouă. Și el descrie, Uncle Bob descrie pe un proiect pe care a lucrat el, aplicația veche cu aplicația nouă făceau concurs și tot așa mergea, când credeai că l-ajungi, erau tot o fugă și tot fugă să-l prinzi din urmă, pentru că clienții nu puteau aștepta, clienții vreau feature-uri. Dacă nu te miști, vine concurența din spate, tu trebuie să mai adaugi, uite, browserul respectiv a făcut ceva și tu trebuie să pui și ăla, la fel. Și aplicația veche se dădea înainte, acum mergea cât de cât înainte, se chinuia, că erau numai jumate din programatori, jumate erau să rescrie. Și tot race-ul ăsta, în care încerci să fugi, să ajungi să prinzi o fată morgană de la orizont, a durat 10 ani într-o firmă. Și după 10 ani managementul s-a enervat și a zis gata, nu mai susținem două aplicații. Aia nouă ne chinuim de 10 ani, o livrăm. Aia nouă le mai lipseau câteva feature-uri și cum ori tot alergat și ori schimbat și ei în urmă după aplicația veche, asta este, ori livrat-o, programatorii care lucrau, ei ori zis după 10 ani, trebuie refactoring și aici. Rewrite from scratch aici, pe aplicația asta veche. De ce? Păi noi ne-am tot chinuit. Deci noi nu am avut un request, o listă de request-uri fixă. Fac A, B, C, D și am terminat. S-a închis. Nu. A, B, C, A s-a schimbat înapoi la A. Din nou. B, C s-a schimbat celălalt. Și așa mai departe. O situație pe care am avut-o eu, lucram în paralel și era feature-ul A, am reușit să-l fac, să-l implementez aici. Mă apuc de feature-ul B, să-l implementez aici, feature-ul A, nu mai e nevoie. Nu mai e nevoie de feature-ul A pentru că clientul ușor s-a schimbat, să vezi, apare feature-ul 3 care e mult mai dezvoltat față de feature-ul A. Am muncit degeaba și m-am chinuit să-l fac și s-o tăiat, efectiv. Branch-ul respectiv s-o tăiat, nu mai e nevoie. Chestii de genul ăsta se întâmplă foarte des când lucrezi nu pentru un client final, gen agenție, ci e firmă de produs. Ai produsul tău și produsul este în stadiu de product market fit, îi zice. Deci tu pornești cu un produs, Canva. Știi cineva Canva? Cu care desenezi și faci website-uri. Știi? Bun. No, Canva. Deci au pornit o chestie mică și s-a tot adăugat. Hai să mai facem și asta prin 2008-2006, pare eu, început, acum a fost achiziționat de Adobe. Au adăugat chestie mică, bă, prinde la public. Da, prinde. Hai dăm. Pac. Deci s-a dezvoltat ca o caracatiță, așa, și cât de necontrolat, în funcție de ce cerea piața. Feature-ul ăsta, reușim să-l monetizăm, să scoatem bani de pe el. Da, dă-i înainte. Și asta se numește product market fit. Până reușești să vezi, se potrivește, ideea mea, am o idee de startup, se potrivește cu ceea ce există pe piață. De multe ori, în situațiile astea de produs, mai ales în contextul software-urilor pe care le avem acum sau limbajelor pe care le avem acum, ajung să fie foarte, foarte messy. De ce? Adică să fie foarte, cum să zic, messy, dezordine în cod. Pentru că, așa cum am zis, începi mic și nu se merită să investesc să faci o arhitectură. Hai să testăm ideea. Am o idee, eu vreau să fac o aplicație care desenează ca și Canva numai pe PowerPoint-uri. Mă apuc și trebuie să pornesc cât de mic. Pornesc cu 2-3 idei, dacă merge, testez mai departe. Dacă nu merge, n-are rost să fac arhitectura la bază de date cu 20 de modele și dită mai fundația când ideea în principală nu prinde. Și de-aia trebuie să testezi mic. Testezi mic și dacă mergi mai adaugi. Și dacă nu ai succes, ștergi totul, dar n-ai investit mult. Te rog. Deci practic să faci un MVP. Exact, MVP. Minimum Viable Product. Exact, da. Minimum Viable Product. Deci faci un produs mic, dar care să fie viabil, adică să fie folosibil. cineva să-l poată folosi să-și rezolve o mică nevoie. Dar până la punctul respectiv scrii și rescrii și ștergi și reștergi și adaugi feature-uri foarte multe și adaugi, dacă nu e succes atunci îl ștergi, dacă e succes mai rău continui. Și vă dați seama, au fost gândite lucrurile. Am fost pe un proiect în care a fost lansat în 3 săptămâni. Era, nu știu dacă ați văzut videouri de la o mână ce desenează, de marketing. El este John. No, la una dintre firmele, Sparkle se numește, Videoscribe, unul dintre software-urile care au început, au fost pionieri pe tabletă, pe iPad. Tipul care a început, a făcut o aplicație în 3 săptămâni. În 3 săptămâni codul arăta urât, deci arăta cum scrie un doctor, cam așa arăta. Dar funcționa, și-o prins, bum, a explodat. Băiatul atât a avut, 3 săptămâni, nu a avut el un an de zile investiție. A avut 3 săptămâni libere, a făcut aplicația respectivă, bum, pe Android, pe iOS, pe Store, a explodat. Și pe baza asta, de la un tip, s-a format acum o echipă de 50 de oameni, eram acolo, cu marketing, unii pe vânzări. Produsul inițial încă funcționa, oamenii încă îl făceau, mai adăugau feature-uri, mai rezolvau bug-uri pe el, dar era, încă era codul inițial, era din 2013 până în 2017, pe 4 ani, și în 2013 a fost scris în Flash, în ceva chestii foarte vechi și atunci. Dar asta știu băiatul, asta a făcut, a funcționat, a prins ideea. Codul era varză, dar ideea a prins. Asta a fost o situație. Și acum îl rescriau, acum aveau timp, aveau deja bani, aveau resurse, îl rescriau. Asta era o situație în care trebuie să lucrezi cu cod de genul ăsta. Și dacă lucrați pe produs, de multe ori asta înseamnă MVP care se dezvoltă. MVP care se dezvoltă de regulă înseamnă cod care s-o tot șters, ori încercau oamenii 10 feature-uri, le-au șters, le-au tăiat, le-au șters, le-au tăiat, au pus altele și au găsit unul care funcționează. Și de regulă ștergi codul, dar rămâne ceea ce eu a zice, nu legacy code, rămâne acolo că l-ai șters, legacy architecture. O arhitectură ca și când tu ai o casă și ai avut acolo, casa a avut 10 forme, a fost stea, a fost pătrat, a fost și acum ai o casă mică, așa, lunguiață. Te uiți la fundația, ce fundație asta, de ce ați ales așa? Dacă ai ști istoricul, ar avea sens. Bă, aici a fost o stea, după ați făcut semicerc și acum ai numai un dreptunghi așa lung, o fâșie. Și cam așa îți dai uneori seama, bă, aici n-ar fi arătat așa arhitectura. Codul, parcă nu pot să zic nimic rău despre cod. Dar arhitectura ar fi fost total alta dacă ai fi știut ce faci de la început. Dar nu știi și în contextul MVP-urilor nu vei ști de la început ce faci. Schimbarea e cea mai sigură în contextul ăsta. Ok. Bun, so dacă am spus că asta nu reușesc să prinzi din urmă aplicația veche pentru că se schimbă, care este soluția? Ok, rewrite from scratch, am scris aici. Beneficii, unul este că reușim să ajungem, dar o să fie supresiune foarte mare dacă scriem. Am atins pentru astea. Uneori nu reușești să faci o arhitectură mai bună decât a fost înainte, pentru că ești supresiune. De regulă, ce s-a întâmplat în cazul nostru? Ok, avem 4 luni, trebuie să refacem aplicația în 4 luni. Exact primele 2-3 săptămâni, hai să scriem cod rapid, hai să scriem că deja ne și cereau. Ok, cât mai ai? Păi numai ce am început săptămâna trecută refactoring-ul, cât mai ai? Rapid, scrii rapid și dai skip la partea de arhitectură, e cea mai mare presiune și atunci de multe ori ajungi într-o situație similară. Am scris de edge cases, sunt cazuri care sunt ascunse în codul vechi, niște edge case-uri care se întâmplă o situație 1 din 100. Dar se întâmplă și tu nu le-ai văzut în codul respectiv, tu ai spus, păi, nu există requirements pentru așa ceva, asta este, n-am știut că se poate întâmpla situația respectivă. Da, am spus, costă foarte mult și pentru proiecte mari a fost eșuat, am descris asta, ok, o arhitectură propusă pentru situații de genul ăsta, se numește Strangler Fig și a fost tot din 2000 articolul principal care prezintă. Te copacul ăsta din dreapta, în poză sau cel realist din stânga, cum credeți că a fost făcut? E făcut așa din bucățele mici și pe interior e gol. Pe interior. Are cineva idee? Cum l-au plantat? Ce s-a întâmplat? Printat 3D? După cum pare. Are cineva o idee? Cum? Ok, hai să... Începe, ăsta e un copac cu gri. Sper că vă place cum desenez. Partea din stânga e copacul inițial. Pornește cu verde o plantă care îi zice strangler fig, de fapt e un ficus, nu e un copac. Pornește de sus, se plantează ca și un parazit sus în crengile copacului vechi, inițial, și de acolo crește în jos, spre pământ. În a doua imagine, în a treia imagine s-a unit în pământ, reușește să ia seva, acum nu mai ia doar din frunze, ia seva de aici și crește înapoi, zigzag, sus pe copac, pe trunchi. Apoi crește, și îl acaparează și începe să ia toată seva copacului inițial și se dezvoltă. Acum lucrurile astea sună negativ, dar copacul verde e ăla ce vrem noi să-l obținem. Crește, se dezvoltă exact pe copacul, tot mai mult, până la un moment dat, îți dai seama, copacul inițial începe să dispară tot mai mult, ia toată seva și la un moment dat moare. Și obții ceva de genul ăsta, arată superb, așa un zigzag, gol pe dinăuntru și forma, exact forma pe care a avut-o copacul inițial. Deși este un arbust, să zicem, nu e chiar un copac, e ficus, arbore, arbust, ceva între, să zicem, dar forma, poate sigur n-ar fi reușit să apară așa. Asta e pattern-ul pentru refactoring, adică încep cu o aplicație veche și începi în aplicația veche, nu-i faci refactoring, ci efectiv apare o altă aplicație care trăiește și crește în paralel. Nu știu dacă ați văzut Spider-Man, și când era Spider-Man venea Venom peste el, creștea peste el, ceva de genul ăsta. Ceva de genul ăsta care se transformă în timp ce mergi, nu știu, altă analogie, dar asta cu Strangler Fig îi dedicată. Și a fost propusă de un tip care a scris o carte exact refactoring și care are domeniul refactoring.com. Cum ar arăta ca și aplicație? Aplicația veche cu roșu, cu buline roșii aici, și cea nouă e cu pătrățele, cu dreptunghiuri albastre. Nu știu dacă se văd bine, se văd culorile. Ok, încep de aici și se schimbă bucățele mici, celule mici se schimbă. Motivul pe care nu sunt o cerculețe și saltă culoare, exact asta nu se zică. Nu e refactoring la ce există, exact, efectiv, bucățele mici, celule mici care se schimbă total, nu sunt codul vechi refactoring, poate și fișierele se schimbă și, deci celule care dispar și altele care apar în aceeași aplicație. Dacă stați să vă gândiți, să ai două versiuni de Angular și de React pe aceeași aplicație, ori de Angular, ori de React, ori și una și alta, am văzut aplicații, în ce aplicația ta, în Angular sau React? Un sfert în React și restul în Angular. Și partea de React se transformă și crește una peste alta. Te rog. Să presupunem că ai aplicația inițială, o să dau un exemplu, o ai scrisă în L. Da. Și te apuci să faci o aplicație în React, care face exact același lucru. Da. Consider că e refactorizarea asta sau e pur și simplu o aplicație scrisă nouă, de la zero? Păi, nu știu, o scrii de la zero sau o scrii peste, în paralel și face efectiv takeover. Ce folosește? Pe ce dă click userul? Dacă folosit același backend, să presupune. Același backend și sunt două aplicații separate. Da. Userii ce folosesc? Cea de React. Cea nouă? Da. Ok, și cum se întâmplă trecerea asta, să zicem? Dintr-o dată sau? Da, e seamless. Ok, ok. Da, poate să fie, pentru că are totuși backend-ul Dar doar pașii ăștia, în cazul ăla, celula a fost foarte mare. A fost o celulă de backend, deci nu au fost bucățelele astea mici, ci una mare sau două, trei mari, una de backend și înlocuit doar front-end-ul. Am putea să zicem exact așa, doar cu o celulă mai mare. Dacă proiectul, să zicem, ar fost relativ mic, s-ar potrivi oarecum aici. O să prezint mai încolo în care am schimbat tot backend-ul. Front-end-ul s-a schimbat incremental, ca aici, și tot backend-ul odată, all at a time, știi, tot deodată. Aia ce am făcut în cazul nostru. Ok. Arată bine, nu? Se schimbă totul treptat, apar feature-uri noi, ce faci? Adaugi feature-uri noi în varianta nouă, pe aplicația asta, eliminăm toate problemele. Problema cu banii, nu stăm 8 luni de zile și cerem de la client, bă, nu ne dai, nu, nu-ți facem nimic, nu mai apar niciun buton nou, tu numai ne plătești și noi îl facem numai refact. Nu! Dai un buton nou, lucrezi o zi pentru butonul tău nou, în varianta nouă, direct îl fac în pătrățelul ăsta verde, mai facturezi poate încolo, dar îi zici la client, uite, încă facem puțin feature, puțin pe lângă și refactoring, să aducem aplicația nouă, veche într-un stadiu ok. Se face incremental, se mișcă. Nu mai există situația în care feature-urile vechi apare și feature-ul vechi dispare sau feature-ul vechi se schimbă și tu încerci să-l copiezi pe ăsta. Nu, e unul singur. Tot ce apare nou îl faci direct cu verde. Ok, să începem. Singura problemă aici este cum definim bucățelele alea mici, cum reușim să tăiem bucățelele alea. Cum am spus, like, ai aplicația Elm și aplicația de React. Uneori se poate, altele ori nu se poate. Aplicația de regulă, cea veche, pare tot așa, spaghetti code, aici varianta din stânga. Varianta din dreapta e un pic mai spaced așa și am identificat câteva puncte, așa, câteva noduri, câteva celule. Astea vor fi celulele, mai mari, mai mici, acum nu o să fie toate egale. Dar deja am identificat câteva chestii separate. Nu înțeleg ce acolo, tot pe chineză e și acolo scrisul, dar am identificat ce e împreună. Asta pare că e împreună cu ăla, ăla cu ăla. Parcă ar merge separate în felul ăsta. Ce fac eu în cod? Deja v-am spus, am făcut chestia asta de câteva ori, lucrând pe cod vechi. Ai un cod care arată așa, am putea să extragem funcții, dar înainte să extragem funcții sau bucăți, efectiv dau space în cod. Dau space, fac un pic de spațiu, văd ăsta, parcă săgețile arată cum mai mișc 2-3 chestii ce apar împreună și rămâne în aceeași fișier mare. Tot un fișier mare, tot o funcție foarte urâtă, doar separ lucrurile care poate, nu neapărat, ar merge extrase separat, ca și o celulă separată. Până acum nu se strică codul, rulează, da? Dacă îl extrag într-o funcție și am avut o chestie care depindea de ea de sus și nu mi-am dat seama și foloseau variantă globală, o să strice codul. Deci nu mă apuc să extrag 10 funcții, că stric și nu-mi dau seama. Și ușor, ușor văd ce seamănă, îmi creez ideea mai departe, mai duc înapoi, las la punctul respectiv, mai fac un feature nou, mai schimb ideile, mai lucrez, deci las să mă gândesc la lucrurile astea. De multe ori să fii expus la o problemă, dacă nu ești forțat să o rezolvi atunci, te duci cu ea peste weekend acasă, îți vin ideile și îți vin idei mult mai bune. Deci le fac odată așa. Nu ești forțat. Asta e chestia magică. Nu ești forțat să faci neapărat astăzi chestia asta. Ai idei, ai inspirație, faci. Nu ai idei, mergi mai departe. Dai spațiu și încet reușești să extragi lucrurile care sunt separate. Ok. Te rog. În momentul când am pus și faci refactoring, de exemplu, o plăcare mică de cod, după ce ai scris porțiunea de cod, cum faci testing? E bună întrebarea. Nu o să facem refactoring, ci o să înlocuim efectiv, doar o înlocuim, ajung acolo. Cum fac testing? Scurt să răspund aici. O să rulez în paralel și bucata veche, dar ajungem. Și bucata veche și bucata nouă o să rulez în paralel, fac diferența și trimit mai departe la client bucata veche, răspunsul vechi, dar diferența îmi fac logging, ajung exact 2 slide-uri. Okay. Fac eu o paranteză, asta dacă faci testare. Ok, testare manuală, am vrut să zic, pe un proiect de genul ăsta, crezi că există teste? Nu există documentație, nu există ritmic, crezi că există teste? Nici la firmele mari, la o firmă mare care face teste pe noi. Dar eu știți cu toți ce panel. Ce panelul din repost în case face teste cu noi. Ne dă update-ul pe care vezi s-a dus dracu tot, s-a dus 10 servere, 20 de servere. Bine, și băncile. Și băncile. Băncile la fel. Da. Am avut client care m-a întrebat clar de ce avem nevoie de testare. Corect. Da, corect. Eu nu plătesc pentru așa ceva. Nu, dar are dreptate. S-a spus clar în față că el nu plătește pentru testare. Dar are dreptate. Are dreptate. Nu e value to the user. Value added activity. Nu e value added activity. Ok. Problema cu celulele astea vechi, când reușim să... ok. Da. Problema cu celulele astea vechi, pe care am zis că le descriem și facem situația asta, Nu o să se pupe, aia veche cu aia nouă. De ce? Păi celula veche, cum am spus, numele sunt greșite, poate structurile de date sunt greșite, poate ce vrei tu, numele funcțiilor sunt greșite, nu o să se nimeriască. Și atunci ce facem? Mă bag în codul vechi, în celula veche, în partea veche de cod și schimb acolo să se potrivească cu ăla nou? Că deja pierd o grămadă de timp și o să intru în codul respectiv care arată așa și o să mă pierd acolo. Schimb aici, schimb 10 variabile și una nu a fost bine. Am schimbat 10 variabile și trimitea funcția undeva și se baza că era numele vechi al variabilelei, pentru că coupling, lucrurile sunt legate cum nu ar trebui să fie legate. Și atunci mă apuc să scriu, să folosesc în celula nouă lucrurile cum erau în celula veche. Păi dacă mă apuc să scriu naming-ul, am vrut să-l schimbăm, structura datelor, am zis că le schimbăm, atunci ce fac? Mă zic, las că schimbăm cum se potrivește în ăla vechi și mă întorc încă o dată după și schimb peste tot. O grămadă de timp pierdut. Și atunci am zis, facem wrapper-uri sau adaptoare sau nu știu cum să le mai numesc, proxy-uri sau cum vreți voi, care sunt funcții exact de tampon, exact între cei ce îi o aplicație din stilul vechi cu unul din stilul nou și care efectiv convertește. Am avut o situație în care primea de pe Python, așa cu liniuță, name, first, liniuță jos, second name, le primea de pe backend așa, că doar cum să le trimiți la frontend, dacă așa sunt pe backend, așa le trimiți la frontend. Dacă le-ai primit de la frontend așa, așa lucrezi cu ele. Nu e o tragedie foarte mare, dar e foarte urât sau nu reușești să lucrezi așa în JavaScript. Și multe alte lucruri. Uneori ai funcții, funcția asta o cheamă pe aia și numele la funcția asta e cât se poate de urât și cât se poate de te induce în eroare. Faci un wrapper, dacă e un obiect să zicem, la programare pe obiect, faci un wrapper și wrapperul tot ce face, numele vechi, mapping to numele nou. Cheamă tot obiectul ăsta cu tot cu wrapper, cheamă funcția asta sau ai în codul nou, ai două funcții pentru că avea sens să le rupi în două funcții, dar codul vechi sau cum știe codul vechi să cheamă o singură funcție. Efectiv le pui împreună în funcțiile, cheamă A și B și așa mai departe. Tot felul de chestii, wrapping. Codul vechi, generic, deci nu mă bag foarte mult în detalii, generic, să se potrivească codul vechi cu codul nou, să se lipească. Și asta e cel mai greu din tot pattern-ul ăsta. Deci dacă reușeți să gândiți un wrapping între nou și vechi, o să reușiți să faceți aplicația asta și dacă reușiți să le tăiați în bucăți care funcționează. Okay? Dau exemplu aici. Structura de date era greșită, era nested, age, ID, person, sau numele, în primul e first name și aveam acolo first name, last name, aici era structura așa, aici așa. Nu mă apuc să scriu codul, ăla e codul nou, ăsta e codul vechi, nu mă apuc să scriu codul nou ca să folosească funcțiile, să se aștepte la așa ceva, pur și simplu scriu o funcție. Uneori e chiar simplu, dacă e doar structura de date, e simplu să le iei, le-ai împărțit, le-ai folosit. First name, două puncte, first name cu camel case sau așa mai departe, deci efectiv ei faci un mapping între nou și vechi și ăsta se va arunca la gunoi. De singurul dezavantaj la metoda asta e că aruncăm codul ăsta la gunoi, dar e un cod simplu pe care e pur și simplu mapping de multe ori, destul de trivial de multe ori. Ok, aici ajungem, cum testez sau cum funcționează. Am varianta celula asta roșie, bucățica asta, funcția asta, componenta asta dacă ești în React și componenta nouă. Componenta nouă are wrapper care să se potrivească, să se poată lipi. Componenta veche le las în paralel. Acum la React nu se poate să le dai render în paralel. Să zicem că ai funcții, să zicem că ai... În diferite situații va trebui. Le rulezi în paralel. Să zicem că ai o funcție ce face niște calcule. Pui calculul vechi, calculul nou. De multe ori nu trebuie să-i faci refactoring. Am reușit să arunc cod la gunoi fără să mă uit în cod și să-i fac refactoring și să înțeleg ce face, ci doar i-am făcut reverse engineering. Adică am văzut ce intră și am văzut ce iese. Am văzut ce intră și m-am uitat, ok, numele la funcția asta e complet aiurea, dar mi se pare că e o medie aritmetică asta. Mi se pare că island e medie ponderată. Plus, niște algoritmi un pic mai simpli. Dacă ai reușit să tai în bucățele mici, poți să-i faci reverse engineering. Vezi ce intră, vezi ce iese. Numele înăuntru, complet urât, nici nu te uiți, nici nu deschizi celula asta veche, ci doar îți imaginezi. Le pui să ruleze în paralel și așa cum am zis, uite aici, le pui să ruleze în paralel, Cum se termină? Deci ai funcția veche, funcția nouă. E rezultatul de la funcția veche, rezultatul de la funcția nouă. Faci un cod, un div. Efectiv, e o librărie care face exact asta. Doar verifică deep nested object. E la fel ce mi-a zis funcția nouă cu ce mi-a zis funcția veche. Dacă nu este, trimiți un log, un console log, trimiți un e-mail dacă vrei. Și între timp tu dai tot codul vechi mai departe. Deci noi ne prefacem, e tot codul vechi, doar că codul nou rulează în paralel și dacă codul nou mi-a creat o problemă, trimite un e-mail. Acum la bănci ar fi super dacă ar rula chestia asta cu vreo 2 săptămâni înainte să le dea release, să primească un e-mail. Primești frumos un e-mail, ops, 99% din cazuri o funcționa perfect funcția mea nouă, dar există cazul ăla care e excepția respectivă și nu a funcționat. Mă uit în e-mail, mă uit ce s-a întâmplat, mă uit pe server, m-am prins, am uitat să gestionez când ceva, edge case, point. Am primit, am făcut refactoring. Las așa să lucreze, să ruleze 2 săptămâni așa, să zicem că primesc 1, 2, schimb, ce schimb, și primesc toate chestiile astea. La un moment dat o să se stabilizeze, nu o să mai primesc e-mail-uri, consolog sau ce vreți voi acolo, nu o să mai primesc, hei, bucățica asta e diferită de cealaltă. Prind un pic de curaj, o mers 2 săptămâni, 3, 4, o lună, punem în producție. Acum intră codul nou și îl dăm mai departe codul nou. Output-ul de la codul nou îl trimite mai departe. Rămâne diferența, verificăm diferența între nou și vechi, totuși încă 2 săptămâni, dar de data asta îți strică codul, îți dă eroare, doar că primești e-mail direct. Și îl sun tu pe client și zici, boss, ți-am stricat serverul, tu nici nu știi, era azi noapte pe la 3, ți-am stricat ceva pe la 4 și veni developer, i-am trimis, uite aici am dat, trimite e-mail la boss, o afla și șeful meu, chem pe toți developeri la lucru, o suna și la 112 să anunțe că nu merge, că s-o stricat ceva, până să te anunțe clientul, l-ai anunțat tu și ai și reparat chestia. Dacă este o chestie mică și ar trebui să fie o chestie mică, o, o funcție mică acolo. Deci cât se poate de controla la chestia asta, am zis small controlled incremental releases. Deci dai release la bucățele foarte mici, o funcție, una după alta, o înlocuiești incremental și cât se poate de controlat. Primești răspunsuri, știi ce se întâmplă, știi tu și l-anunți tu pe client, nu te anunță el pe tine dacă s-a întâmplat ceva. Asta e un lucru foarte, foarte mare în development. Ok, cazul nostru, un caz real. Aveam baza de date, e prima celulă, backend-ul o bucățică mai mare, data fetch, acolo aveam ce vreți voi, REST, GraphQL, GRPC, TRPC, CRPC mai există și în față zicem că e aplicația. Acum poate să fie, am făcut o aplicație cu 2 feature-uri, ar putea să fie varianta de mobil, varianta de web, cum vreți voi, e generic. Ok, dar backend-ul, bază de date. E un monolit aplicația asta, nu-i microservice-uri, nu chestii complicate, o aplicație standard de web. Am început și am schimbat backend-ul. Prima parte, acum am făcut 2 pași aici, backend-ul ăsta de aici l-am schimbat cu cel nou, am făcut exact ce v-am zis, primeam diferențele, aveam 2 backend-uri, se conectau la aceeași bază de date și primeam diferențe. Ce se întâmplă pe una, ce se întâmplă pe altul, am gândit bine backend-ul nou, nici nu m-am uitat în cel vechi prea mult. Am gândit bine, mi s-a părut că e ok, după ureche, după ce mi-a zis clientul că ar trebui să facă, după ce am văzut eu înainte că se primește în API, de câteva ori am mai primit răspunsuri că nu era un edge case și m-am dus, l-am întrebat pe client, boss, în situația asta, cum îi, care, scuze, am uitat să zic, că să vezi că dacă se întâmplă, ok, am prins-o, dar nu era încă release, am prins diferența respectivă. Ok, data fetching-ul iarăși merge în paralel, deci aveam și un GraphQL, aveam și un REST în paralel, primeam date la amândouă, vine un feature request nou, că ăla era urgent. Toată chestia asta am făcut în 3 săptămâni. În 3 săptămâni am și gândit arhitectura, am și gândit cum trebuie să arate chestia nouă, am schimbat backend-ul, era un, să fim așa corecți, a fost doar un CRUD, un pic mai complex, cu 2-3 funcții, dar era doar CRUD pe care l-am făcut aproape automat. Pentru cei care nu știu, CRUD înseamnă Create, Read, Delete, Update. Deci doar ca o bază de date care știi să scrii, să... Nu se întâmplau chestii magice pe server. Primea datele, le arunca în bază de date, le primea înapoi, vreo 2-3 calcule și le trimitea mai departe. Ok, a apărut un feature nou. Feature-ul nou l-am folosit data fetching-ul nou, în cazul nostru era un GraphQL și foarte ușor, foarte simplu, cei care știți React, acum nu intru foarte mult în detalii, jumate din datele lua din aplicația veche, că erau acolo, jumate din datele lua, a apărut un feature nou și s-au bucurat clienții. Bun, 2 săptămâni am stat pe tușă, a apărut feature-ul nou, le-am arugat un os. Pac, fericiți, mai zâmbesc, mai trimit bani. Mergem mai departe, apare feature-ul 3, trebuia să se schimbe feature-ul 3, trebuia să schimbăm ceva, m-am uitat acolo, fii atent, bucățica asta mică, decât să o schimb, mai bine o înlocuiesc. Am primit jumate din datele vechi, iarăși date noi, mă rog, a apărut feature-ul 2, s-a schimbat. Feature-ul 1, exact cum v-am zis, o trebuie șters. S-o răzgândi, s-o gândi managerul, o trebuie șters, nici n-am apucat să-i fac refactoring. Știți ce bine m-am simțit? Pe când s-a întâmplat situația dinainte, exact când am terminat refactoring, bă, nu mai avem nevoie. Te-ai chinuit, ai muncit o săptămână, 2, 3 și l-au aruncat la gunoi. În situația asta l-au aruncat la gunoi și nu era folosit. Nu e ieșită din comun o situație de genul ăsta. Ați văzut că intenționat ori lucra la feature-ul 3, ori schimba ceva la feature-ul 2, uitaseră de feature-ul 1, nu era în mintea lor. Și după zic, dacă ne gândim acum cum arată acum, parcă feature-ul 3 acopere ce făcea feature-ul 1. Am mai testat cu clienții și vreo 2-3 chestii din feature-ul 1 aveam noi niște asumții greșite, nu mai e nevoie, s-o tăiat. Am reușit să facem refactoring și am tăiat o grămadă de cod fără să trească să-l mai înlocuim. Ok, la un moment dat am scos și am lăsat backend-ul nou, v-am descris cum, am lăsat backend-ul nou, rămânsese baza de date și am zis schimbăm baza de date la sfârșit pentru că dacă avem o arhitectură clean, putem să facem schimbările pe care le vrem în baza de date și o să se propage cum trebuie și nu o să trească să schimb în 10.000 de locuri pentru că avem o arhitectură corectă, intenționat. Și a rămas acolo un serviciu, o parte cu roșu, care are și ea un adaptor acolo, un wrapper, e încercuită și partea nici nu mai trebuie schimbată, să zicem, pentru că e de o chestie ce calculează și nu s-a schimbat ultimii 1, 2, 3, 5 ani, nu o să se schimbe nici acum mai departe, sunt niște calcule super complexe, nu ar mai avea absolut deloc de câștigat să schimbăm chestia și poate să rămână așa, pe termen lung. Chestia asta se întâmplă în corporații mari, există servicii care au fost testate 10 ani de zile, nu au avut niciun bug 10 ani de zile. N-are rost să-l schimbi, are rost să-i faci wrapping, adică să-i faci adaptor să-l folosești în contextul tău nou, are rost să-l ai acolo, dar să-l rescrii. De-aia am spus pragmatic, n-are rost să-l rescrie pe ăsta. Și în sfârșit ajungem la concluzii. Bun, concluzii. Nu tot timpul ai nevoie de 4 luni upfront, 2 luni să faci o strategie. Poate să fie your ticket to freedom of the dead, technical debt. Încă un lucru, strategia asta e diferită, nu trebuie să te uiți cum să faci refactoring la niște chestii super, super urâte, ci doar cum să-i faci wrapping, cum ziceam, și reverse engineering. Adică să te uiți chestia asta urâtă, ce intră, ce iese, poate reușești să o schimbi fără să-mi bag mâinile în chestia. Gândește în termenul ăsta, aplicația mea, funcțiile mele, obiectele mele, ce le am acolo, reușesc să le fac wrapping, să le pun într-o parte un wrapping, într-o parte în alta, să le izolez de restul, să se potrivească în alt context, dacă da, you're good to go. Gândește-te cum să le rupi în bucăți și cum să faci wrapping. Concluzii, bibliografie. By the way, chestia asta a fost făcută de câteva câteva firme mari, inclusiv de Shopify, de Spotify. Spotify a făcut chestia asta în 2018. O rulat un proiect de o migrare de genul ăsta de succes, încă vreo 2-3 firme mari, alte domenii ori schimbat backend-ul, ori trecut din monolit în microservice-uri, ori schimbat de la REST la GraphQL, deci se face chestia asta, sunt firme mari ce fac chestia asta și rulează cu succes proiecte de zeci de oameni în stilul ăsta. Dacă sunteți interesați, putem să mai discutăm și anumite direcții. Întrebări, asta au fost întrebări. Fac eu o paranteză, de când am început Meetup, am încercat să aduc pe cineva de la Spotify, cunosc pe cineva la Spotify și am încercat să aduc să vină să vorbească exact despre chestia asta ce spus acum. refactorizare. A, știi proiectul de refactoring pe care l-a avut? Sau? Parțial, dar okay. Știu pe cineva care a lucrat fix. Ah, serios? Da. Și tot încerc să aduc persoana respectivă și n-am reușit până acum. Sper că poate la anul reușesc să aduc să vină să vorbească despre chestia asta. Ar fi super, ar fi super. Am citit pe blogul lor, am citit alții ce îi citează și spun cum au avut și alte firme mai mari ce-au făcut refactoring ăsta. Alte întrebări, completări? În domeniul de hardware, Google a făcut un refactoring. Înainte, Google, cu tot ce aveau pe networking, feature de networking, lucra cu o companie numită Tilea. Nu știu dacă și e cineva. Făceau niște procesoare speciale de network, care a fost cumpărată, vândută și revândută și a dispărut de pe piață. La un moment dat, niște procesoare foarte bune. Eu am acasă, m-am jucat pe ele. Am făcut o soluție de protecție de toți pe tine. Dar pentru că a dispărut de pe piață, câteva 2000 sau 3000 de ingineri au trebuit să rescrie tot ce înseamnă networking pentru ARIST. Da. La nivelul Google, nu cred că vreți să vă dați seama câte mii de speech-uri sunt și rupere și... Și să scrii în ARIST au trecut pe Linux. Se pare și normal. Fac firmele mele și fac nu întotdeauna ca așa vor ele, ci că sunt obligate de piață. Piața se mișcă foarte repede. Acum mulți ani în urmă când am început, eu citeam mai tare cu network. La ora actuală Cisco a căzut doar pentru Home, poate mai e bun. Home-urile data center nu mai găsești. Scuze, Home-urile folosesc Ubiquiti, dacă nu e ceva sau... Da, astea cu care se dau atât. Da? Poți să te mai întrebi? Da, sigur. O întrebare, ca o paranteză. Menționai ceva că în momentul în care, adică sunt bucăți de cod sau porțiuni din aplicații care rămân neschimbate pe o lungă perioadă de timp și de care nu ne atingem. Există posibilitatea că prin care trebuie să facem update la librării. Din cauza motivelor de securitate, din cauza motivelor de, din diferite și diverse motive, de exemplu, server, versiuni și toate cele. Ce se întâmplă cu acel cod? Depinde în ce domeniu. Să zicem în front-end? Și pe front și pe back. Toată ideea e să faci wrapper-ul mai complex. Pe front-end, efectiv, am fost aproape să fac exact pentru asta să rămân. Poate să rămână o aplicație de front-end, efectiv, pe o versiune mai veche de React și rămâne acolo. Rămâne efectiv izolată, va fi efectiv două aplicații și lipirea dintre ele trebuie să faci o strategie ok cum să le lipești. Acum, cu micro front-ends se întâmplă des că ai 10 aplicații în paralel. Asta va fi doar una și nu pentru motivul pentru care faci micro front-ends, ci pentru backwards compatibility, dar mecanismele și ce înveți la micro front-ends la fel. La back-end faci wrapping, un serviciu nou, separat, altă aplicație, pe un alt server, pe un alt ceva, separat. Rămâne microserviciul ăla, da, rămâne microserviciu rulat în Java, C, Fortran, ce altceva, cu un front frumos și cu o conexiune cu wrapper-ul ăsta, ok. Acum la wrapper pentru cei mai advanced, nu știu, GraphQL Mesh vă spune ceva? GraphQL Mesh e o chestie care pui în față la un REST sau la ce vrei tu, îl pui în față și îți dă un GraphQL pe bază la un REST. Da, soluția cea mai bună e să folosești direct GraphQL din start. Da, dar dacă ai un serviciu vechi, scris în C, cu un REST, restul funcționează, poți să-i pui peste el, să-i dai wrapping. Mulți au făcut, acum mergem de la partea de microservicii sau foarte mulți au făcut în corporații și asta a fost. Avea un serviciu care a funcționat și de 10 ani n-au avut bug fix pe el. Nu mai există developer pentru framework-urile respective, total legacy, dar e stabil. E stabil, dacă ne mai trebuie un feature îl facem separat, altundeva. Și au făcut exact asta. I-au pus în față un wrapper, adică ceva ce ia REST și trimite GraphQL. Aveam o întrebare de pe live stream. Ai avut situații când trebuia să faci wrapper pentru chestii de payment sau chestii care nu pot fi executate de două ori? Nu am avut, pentru chestii ce nu pot fi executate de două ori, adică componentele React nu pot fi executate. Componentele React nu pot fi executate în paralel, da, payments-uri iarăși nu pot fi executate în paralel, corect. Poți să faci, întrebarea este dacă e, dacă e ceva, poți să-i faci mock, poți să faci mocking în paralel. De exemplu, problema pe care am avut-o la read-uri, la baza de date, stai să ne ducem înapoi, rămânem aici, la baza de date, în situația asta, baza de date, read-urile erau ok, fac read și pe aplicația nouă și pe aplicația veche, da? Dar write-ul nu pot să-l fac de două ori, ok? Deci nu pot să scriu, dai, salvează user și îl salvezi de două ori sau îl creezi doi useri acolo, în baza de date. Și acolo nu poți, acolo trebuie să faci o replică, mock data sau mock database, faci o replică și vezi și le poți compara. După o săptămână comparăm ce s-a întâmplat sau în fiecare zi ce s-a întâmplat în baza de date reală și în cea fake. Dar request-urile, să zicem, la fel sau... Deci mocking, sandbox, dacă te lasă, dacă poți, la payment, cred că au, nu știu, Netopia sau... Test environment, da. Știu că am lucrat Netopia au. Exact, chiar cu Netopia. Netopia au sandbox și te joci și trimiți payment-urile acolo și le verifici. Le verifici cu ce s-a întâmplat în real. Și aveai, știu că ne-au pus la dispoziție un card fictiv de care poți folosi... Și PayPal are la fel, dacă intri la developer, la PayPal are. Te joci cu el de... de PayPal, pentru mine personal, nu pentru cineva, plecând la chestia asta. Ok, alte întrebări? Am răspuns. Alte întrebări? Alte întrebări din sală. Nu fiți... Te rog. Ce părere e că atunci când îi dai refactor la cod, la o funcție, spre exemplu, care e foarte veche, o comentezi funcția respectivă și faci test o funcție nouă pe care o scrii? Adică, se pare o muncă dublă sau poate ceva chiar useful? Muncă dublă dacă ar fi să faci, să comentezi sau... Comentez codul care e scris vechi, scriu un cod nou, fac testing-ul pe el, în cazul în care merge, lasă, în cazul în care nu, mă întorc la funcția veche. Da, așa, cam așa ar fi fost în situația acum. Nu ne apucăm la scară foarte mică, depinde și cât e de mic, nu trebuie neapărat, dar le ai în paralel, de regulă las lucrurile în paralel și o funcție, da. Lași în paralel, rulezi, există în JavaScript, există div object, deci exact care îți verifică obiectul și îți arată clar. Asta e diferența, asta s-a adăugat, deci asta e diferența între obiectele pe care răspunsul de la o funcție și de la cealaltă. Deci primești efectiv răspunsul și, da, și le verifici și primești rezultatele. Ok, alte întrebări? Nelămuriri. Prezentarea bad parts. Dacă vreți să o mai consultați, să o găsiți pe... O să știu din prezentare. Ok. Da. Ok. Super. Mulțumim. Mai zic eu câteva cuvinte înainte să încheiem. Următorul va fi cel mai probabil în online, din cauza că speakerul nu poate să ajungă fizic în Sibiu. Speakerul ne va povesti, dacă stau bine să-mi aduc aminte, despre un tool numit Code Sandbox. Poate unii ați auzit despre el, e pentru developeri, un System as a Service. Dar o să șiriez mai multe detalii când o să vină. Va fi în noiembrie, tot așa pe la mijlocul lui noiembrie, ca și acum. Sibiu Web Meetup îl găsiți peste tot în online, cu handle-ul Sibiu Web Meetup, YouTube, Twitter, Facebook, peste tot. Dacă aveți întrebări, eu sunt Ștefan, mă găsiți oriunde, vă răspund, fără nicio problemă. Mersi! O seară faină în continuare!